Biserica Ortodoxă a sărbătorit astăzi Buna Vestire. Acest praznic amintește de momentul în care Arhanghelul Gavril i-a vestit Fecioarei Maria că îl va naște pe Hristos, Mântuitorul Lumii. Foarte mulți credincioși au participat cu prilejul acestei sărbători la Sfânta Liturghie de la Catedrala Patriarhală, săvârșită de Patriarhul României. Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal. În cuvântul rostit, Părintele Patriarh a afirmat că întruparea Mântuitorului este lucrarea tuturor persoanelor Sfintei Treimi. Dacă suntem foarte atenți, vedem că e vorba de lucrarea Sfintei Treimi. Deși numai Fiul se naște, întruparea are loc prin conlucrarea persoanelor Sfintei Treimi. Duhul Sfânt se va pogorî peste tine. Puterea celui preanalt, al lui Dumnezeu Tatăl, te va umbri. Iar Sfântul, nu un om care va deveni Sfânt, ci care se naște Sfânt, iar Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. Aici vedem lucrarea Duhului Sfânt, lucrarea Tatălui și lucrarea Fiului. Lucrarea Duhului Sfânt este menționată prima, pentru că Duhul Sfânt deschide creatura spre Creator. Duhul Sfânt inspiră făpturile să recunoască prezența și lucrarea Făcătorului Cerului și al Pământului în viața lor. Deci Duhul Sfânt este Cel care lucrează întruparea Fiului Dumnezeu din umanitatea, din pântecele Fecioarei Maria. De aceea în crezul ortodox se spune că Hristos Domnul s-a pogorât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Deci aici vedem că Fiul lui Dumnezeu se naște ca om în lume prin lucrarea întregii Sfintei Treimi, și anume prin inițiativa și bunăvoința Tatălui și prin acțiunea sfințitoare și creatoare a Duhului Sfânt. Prefericirea sa a explicat și înțelesul duhovnicesc al răspunsului Maicii Domnului. Aceste cuvinte, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău, înseamnă că Maica Domnului a înțeles chemarea ei de a fi mama Fiului lui Dumnezeu ca om care se naște din ea. Fiul cel veșnic se naște veșnic din Tatăl, dar se naște în timp din Fecioara Maria. El în ceruri se naște veșnic din Tată fără mamă, iar pe pământ se naște din mamă fără tată. Această taină mare este taina care se realizează prin zămislirea sau întruparea Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorului Iisus Hristos din Fecioara Maria. Deci vedem aici respectul pe care îl are Dumnezeu față de ființa umană. O cheamă la o lucrare sfântă, dar nu o forțează. Explică faptul că e vorba de o chemare și de o lucrare sfântă a lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor, de o împărăție veșnică care se instituie în lume și care împărăție nu va avea sfârșit, pentru că împăratul ei este Dumnezeu cel veșnic nemuritor. Și atunci ea spune, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat. În momentul în care Maica Domnului a spus, fie mie după cuvântul tău, începe întruparea sau zămislirea Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că ea și-a dat în mod liber acordul. Părintele Patriarh a arătat felul în care cuvintele Arhanghelului Gavril din Evanghelia de astăzi au fost reflectate în cultul bisericii. De la această salutare
Arhanghelului Gabriel, bucură-te cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. A învățat biserica să-i spună Maicii Domnului, bucură-te, într-o mulțime de cântări și 9 sărbători consacrate sau închinate ei în timpul anului bisericesc. Și acest bucură-te este pentru prima dată repetat de foarte multe ori în acatistul Bunei Vestiri, care acatist este primul acatist al Bisericii Ortodoxe, a fost alcătuit în secolele 5-6 la Constantinopol, dar nu se știe nici astăzi precis cine a fost autorul acestui acatist. Și este foarte important să vedem cum începe primul icos al acatistului în ceea ce privește repetarea salutării, bucură-te. Prima formă, deci, de adresare este bucură-te, cea prin care răsare bucuria. Bucură-te, cea prin care răsare bucuria. Adică răsare bucuria mântuirii neamului omenesc prin Iisus Hristos, mântuire de păcat, de iad și de moarte și dăruirea vieții veșnice prin înviere. Maica Domnului este ocrotitoarea familiilor și a femeilor care nasc prunci, a mai afirmat prefericirea sa. În mod deosebit, Maica Domnului este ocrotitoarea mamelor care nasc copii. De aceea, sâmbăta trecută, ne-am bucurat când am văzut că marșul pentru viață, care înseamnă dorința ca femeile însărcinate să nu-și mai piardă sarcina, a devenit foarte popular. La început, acest marș pentru viață a fost organizat în câteva orașe. Acum însă s-a ajuns ca marșul pentru viață și alte manifestări din timpul acestei luni martie, consacrate vieții sau copiilor care trebuie să se nască, a ajuns în 600 de localități din România și Basarabia, Republica Moldova. La finalul slujbei, toți credincioșii prezenți au primit din partea Părintelui Patriarh iconițe cu praznicul Bunei Vestiri.